Mai sunt mai puțin de patru luni până la statul campionatului mondial de fotbal din Qatar. Totuși, organizatorii au pus, nu au pus la punct încă toate detaliile logistice. Conform celui mai nou plan, stadioanele vor fi păzite de drone de apărare, dar mai multe, cu mai multe amănunte despre acest subiect ne aduce cine altul decât Șerban Picu, editor al Life News. Salut Șerban! Cum vor funcționa aceste drone de care vorbesc organizatorii? Salut Alex, ei bine, Fortem Technologies, compania care va suplini campionatul mondial din Qatar cu drone de interceptare, vrea să doboare posibilele atacuri cu alte drone asupra stadioanelor, jucătorilor sau fanilor. Compania spune că vor exista locații speciale în care sistemele de apărare vor putea opri dronele intruse cu plasă, cu care fie vor captura aparatele mai mici și le vor transporta la alte locații, fie le vor pune la pământ pe cele mai mari cu ajutorul unor parașute. Am înțeles, dar cât de mari sunt riscurile pentru un astfel de atac la campionatul mondial? Vezi profesorul David Dunn de la Universitatea din Birmingham a spus că șansele ca un atac terorist cu drone să se întâmple au crescut în ultimii ani, întrucât și tehnologia a devenit mai accesibilă. El a am mai amintit și de tentativa din timpul atacurilor teroriste din Paris din 2015, în care atentatorii sinucigași au încercat să pătrundă în stat de France, unde naționalele Franței și Germaniei jucau un amical. Așadar, riscuri există, iar controversele s-au ținut lanț de Mondialul din Qatar până acum, dar vedem că organizatorii iau măsuri ca această ediție inedită a Cupei Mondiale să se desfășoare în siguranță. Cerban, îți mulțumesc pentru